Bună, Iuliana. Bună, Marius. Continuăm cu Isaia, capitolul 2. Da, la Ierusalim, dis de dimineață. Da. În Ierusalim, fiva mare adunare a popoarelor. Vedenia pe care a văzut-o Isaia fiului Amos pentru Iuda și pentru Ierusalim. Și se va întâmpla în vremile cele de apoi ca muntele templului Domnului va fi mai înalt decât toate vârfurile munților și piscul lui se va înălța deasupra culmilor. Și toate popoarele vor curge într-acolo. Și vor veni multe neamuri către el și vor zice: Veniți să ne suim în muntele Domnului și în templul Dumnezeului lui Iacov, ca el să ne învețe căile sale și să mergem pe cărările sale, căci din Sion va ieși legea și cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim. Atunci el va judeca neamuri și la multe popoare va da legile sale. Preface vor săbile lor în brăzdare de pluguri și lăncile lor în cosoare. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia și pravila războiului nu o vor mai deprinde. O clipă. Deci, să Da. înțelegem, războiul vine în măsura în care, pe nivelul nostru de orgol și de atașament, vine ca să te desprindă. Este problema pe care am avut-o la lansarea primei cărți, la Shangri-La. Că un domn profesor spunea că eu nu pot să accept război și mai departe. Și am spus, domnul profesor, războiul este pentru o comunitate ceea ce este boala pentru individ. O metodă divină de Da. desprindere. Păi n-ai ce Da. să fac, trebuie să o realizeze, ca să te desprinde, că alte soluții nu are. Este cea mai simplă modalitate prin care omul este, toate lucrurile care le prețuiește sunt distruse. Da, Da? da. Că dacă nu le prețuia, deci războiul nu va veni și nu va simți omul care nu are mai nimic. El nu va fi afectat de nimic. Da. Deci războiul, consecințele războiului, cum a fost la noi cu comunismul și așa mai departe, le-a luat casele, nu? Tot Da, ce s-a da. întâmplat acolo, cine a atacat? Bogăția a fost atacată. Da. Și în ordinea divină, într-adevăr, va fi atacată. Când omul ajunge la un nivel mare de bogăție, ți se va lua toate. Nu știu cum. În orice mod posibil ți se va lua. Da. Da? Deci, cine te-a pus să pui materia pe primul plan? Ți le ia ca să salveze viața. Ție și copilor tăi și în viitor ție. Deci, ceea ce se întâmplă este drept. Noi am zis că, uite, comunismul a fost nedrept. Nu e adevărat, a fost drept. A Da. fost drept că era un nivel prea ridicat de bunăstare, de stabilitate. Și a trebuit să fie dus în instabilitate. Pentru că numai acolo noi depindem de Dumnezeu în instabilitate. Când nu avem mai mult, depinde de Dumnezeu. Da. Și putem să-L apreciem și să-L iubim. Dar problema noastră este că nu ne alegem cu bună știință. Noi nu înțelegem că Dumnezeu este numai binele tău. Noi căutăm mereu binele nostru. Când mergem spre împuținare, pe modestie Da. și simplitate, spre smerenie, noi mergem spre divin. Dar oamenii nu fac asta. Eu n-am văzut pe cineva care să vrea. Pe exemplu, pornește acum în viață, nu? A terminat, el a avut 18 ani, vrea să-și facă viața și toată lumea vrea spre mai mult bine. Nimeni nu vrea spre mai puțin bine pentru sine. Da. Și din cauza asta, uite că apare Nu mai vrea nimeni suferința. să fie meseriaș. Da, nu mai vrea nimeni să fie muncitor, să fie profesionist, să aibă o profesie. Nu? Da, Școli exact. de meserii erau Da. înainte. Asta ar putea să revigoreze mult. Nu numai că apar oameni pricepuți în meserii respective, dar în același timp oamenii se vor duce spre împuțin, spre împuținare. Dar și atunci când vor folosi meseria ca să câștige cel mai mult, iarăși cad. Da. Makarenko era un pedagog rus și făcea tabere cu copiii și căuta tot felul de soluții ca să poată să crească coeziunea între ei, buna dispoziție, să se simtă bine împreună, era conceptul acesta de comun. Și au introdus meserii acolo, să învețe meserii. În momentul în care au învățat meserii, copiii au început să fie aroganți, nu te mai înțelegeai cu ei, câștigaseră bani, deci înnebuniseră. Deci, peste o anumită limită, omul se schimbă. Se schimbă când dă de bine. Își pierde omenia, își pierde calitățile de întrajutorare.
Și erau uimit, ziceau, ia uite, oameni care înainte ziceam că uite așa sunt și așa vor fi toată viața lor, ce bun sunt, ce nu știu ce, când au dat de bani, știi? S-au schimbat, s-au înrăit imediat. Deci orice om poate să cadă. Când depășește necesitatea, va cădea cu siguranță. Da. Trebuie să se ferească de el însuși și asta este foarte greu. Hai să mergem mai departe. Da. Voi cei din casa lui Iacov veniți să umblăm în lumina Domnului. Cu adevărat, el a lepădat pe poporul său, neamul lui Iacov, că cel este plin de vrăjitori și de vraci, ca la filisteni, și face legământ cu popoare de alt neam. O clipă. Deci este Da. vorba despre Isaia. Uite-te că atacă ramura lui Iacob Ia. și cu siguranță este cu Esau. Da? A zis că sunt vrăjitori și vraci. Înseamnă că ne cam dăm seama cine a scris și Isaia. Da, tot la fel. Țara lui este plină de aur și de argint, de comori nenumărate. Țara lui este plină de cai și de care, fără de sfârșit. Țara lui este plină de idoli și el se închină la lucru mâinilor sale, înaintea idolilor făcuți de degetele sale. Și oamenii se pleacă la pământ și muritorii cad în genunchi. Dar tu să nu ierți. Intrați în văgăunile stâncilor și ascundeți-vă în găurile pământului, de frica Domnului și din pricina strălucirii slavei sale. Deci îl ataca pe Iacob cu ceea ce făcea Esau. Că Esau Da. a vândut dreptul de întâi născut pe o pâine, pe Da. materie. Și îl ataca pe Iacob Da. pe ceea ce făcea Esau. Ce chestie. Când Iacob, dacă știm foarte bine, s-a dus la Esau și a zis, tu ești stăpânul meu, tu ești Dumnezeu meu, eu sunt robul tău. Da. Ce frumos. Mai departe. Ochii celui trufaș vor fi smeriți și mândria oamenilor va fi înfrântă și numai Domnul în ziua aceea va fi prea înălțat. Da, mândria noastră acum, a noua ordine mondială, va fi înfrântă. Corect. Da. Și Zvonul ochii Sabaot. celui trufaș vor fi smeriți. Da. Foarte frumos spus. Deci, noua ordine mondială te smerește, nu te vezi. Iar E. mândria oamenilor va fi înfrântă. Deci, fii atent. Numai când vom fi, mândria va fi înfrântă, da, și trufia, Da. atunci Dumnezeu se va înălța. Uite ce frumos spune. Deci ca să fie mândria și trufia înfrântă, tu trebuie să fii robul tuturor, fii sclavul Da. tuturor. Și atunci îl vei vedea pe Dumnezeu peste tot pentru că îl trăiești. Este chiar Da. starea ta de supunere. Este chiar prezența lui. Deci ce legătură are rugăciunea cu supunerea? Nicio legătură, că omul nu se poate... Deci dacă nu te supui, omul se roagă ca să nu se supună. Iar dacă nu te supui, rugăciunea e fără rost. Din contră, îți întărește orgoliu. Da. Nu se referă la ego, nu scade ego-ul. 12. Căci Domnul Savaot va soroci o zi de judecată și se va ridica împotriva a tot ce este mândru și se înalță falnic. Împotriva tuturor cedrilor Libanului și împotriva tuturor stejarilor celor înalți ai Basanului, împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor colinelor celor mândre. Cum spune că spunea Sfântul Serafim de Viriță, nu? De la mine sunt toate acestea, că Da. eu tot timpul mă ocup cu tocirea vârfurilor. Asta face. Împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor colinelor celor mândre. Deci tot ce este mândru va fi distrus. Da. Și omul ce face? Se duce spre mai multă bogăție. Îi crește mândria și trufia, da? Și apoi se vaită degeaba că vin necazurile. El vrea necazul. Împotriva tuturor turnurilor semețe și împotriva tuturor întăriturilor, împotriva tuturor corăbilor Tarșișului și împotriva tuturor mândrelor corăbii care plutesc pe mare. Și fala omului va fi pogorâtă și semeția celor muritori va fi smerită. Și în ziua aceea numai Domnul va fi prea înălțat. Și fala va fi pogorâtă și semeția va fi smerită. Ce frumos! Și toți idolii se vor nărui. Intrați în văgăunile stâncilor, în vizuini și în crăpăturile pământului, de frica Domnului și de strălucirea slavei lui, când el va veni să spăimânte pământul. O clipă și urmează cuvântul magic, bine ați venit în noua ordine mondială. Da.
În ziua aceea, strălucirea slavei lui. da, în Când va ziua veni aceea, să înspăimânte pământul, deci noi vom fi înspăimântați acum, dar aceea e slava lui. Ce frumos! da. În ziua aceea va arunca omul la cârtițe și la lilieci idol de arginți, și toți idolii de aur pe care i-a făcut ca să li se închine. Și vor intra în ziua aceea în văgăunile pământului și ale stâncilor, de frica Domnului și de strălucirea slavei lui, când el va veni să spăimânte pământul. Nu mai nădăjduiți în omul cel muritor, în nările căruia nu este decât o suflare, cât și ce putere are el. Da. Vei? Mari neorânduieli și grele nelegiuiri în Ierusalim. Ci să știți că Domnul Dumnezeul Savaot va lipsi Ierusalimul și Iuda de orice sprijin și orice ajutor, orice rost de pâine și orice rost de apă. Da, uite, cam asta o să fie și la noi. Da, seamănă mult cu epoca noastră. Viteazul și omul de luptă, judecătorul și procurorul, prevestitorul și bătrânul, căpetenia oștirii și fruntașii, setnicul și meșterul, fermecătorul și ghicitorul. Îmi place cum zice fermecător, zice la fermecătorii sunt ăștia preoții. A, ăsta e? A, ok, am zis că e vrăjitor, fermecătorul. Da, aici ai pus cu vrăjitori și ce? Nu se numesc vrăjitori? Că Da. ne fermeacă, ne fermecă, ne Da. vrăjesc, magicieni. Da. Zice frumos aici că Domnul Dumnezeu Săvaot va lipsi Ierusalimul de orice sprijin. Deci, de la el vine, nu a ordine mondială, vine de la el. Da. Ce frumos zice. Orice sprijin și orice Și orice ajutor, ajutor, orice rost de nici rost de pâine și pâine, orice rost de apă. de apă. Da, foamete. Da. Da. Și voi pune pe copiii căpetenii peste ei și nerozii vor domni peste ei. Deci pune oameni de slabă calitate deasupra, da? Și Păi nu nerozii avem. vor domni peste ei. Dar nu avem acum, Marius. I Cine avem. conduce lumea asta pe care îi avem Dar uite noi? ce bine descrie noua ordine mondială. Da. Oamenii se vor necăji unii pe alții, fiecare pe aproapele său. Copilul va hărțui pe cel bătrân și cel moșic pe cel de neam bun. Unul va apuca pe altul în casa tatălui său și va zice: Tu tot mai ai o haină, vino și fii voievod peste noi și această paragină să intre sub stăpânirea ta. Însă celălalt îi va răspunde în ziua aceea: Nu vreau să fiu tămăduitor, nu am în casa mea nici pâine, nici haină, nu mă faceți căpetenia poporului. Ierusalimul va ajunge paragină și Iuda gata să cadă, căci limba lor și gândurile lor țintesc împotriva Domnului, ca să înfrunte ochii măririi sale. Uite-te ce interesant. Deci Da. Ierusalimul, să considerăm că este lumea, da? Va ajunge Da. în paragină Da. și Iuda gata să cadă, căci limba lor și gândurile lor țintesc împotriva Domnului. Deci ce spunem noi și ce gândim noi este împotriva lui Dumnezeu și a fost în ultimul timp de la Noul Testament încoace. Ca să-l Și înfruntăm. pentru că am vrut să-L înfruntăm pe Dumnezeu. Păi ce înseamnă? Când pui Matei pe primul plan, înseamnă înfruntare. Îl înfrunți. Când el zice, nu-ți faci chip cioplit, idol, adică nu-ți construi o casă mai mare. De ce nu-i spune direct omului? Nu câștiga mai mulți bani, că n-ai nevoie. Lasă-te în mâna mea și te voi ajuta. Da, și omul întotdeauna a simțit nevoia să se lupte cu Dumnezeu, că nu a avut încredere în el. 9. Înfățișarea lor trufașă mărturisește împotriva lor, căci ei se laudă cu păcatele lor ca Sodoma, în loc să le ascundă. Vai lor, că și-au pricinuit singur pieirea lor. Da, deci păcatele astea sunt puse acum la grad de normă, au devenit normă. Decise, da. Și am înțeles, nu știu în ce stat din Statele Unite a devenit și lege. Au devenit o lege, asta cu copiii. Și deci vor face, viciu va fi lege. Viciu va fi lege. Va fi liber la viciu. Deci este un alt nivel. E al doilea nivel după Noul Testament. Noul Testament a creat cadrul
Și acum libertățile acestea sunt, se vor, vor deveni legea. Fericit este omul drept, căci îi va merge bine și de rodul faptelor sale se va bucura. Vai de cel rău, căci rău îi va merge și răutatea faptelor sale pe el îl va ajunge. Deci aici e interesant că chiar în, sub cupola noi ordini mondiale, Dumnezeu lucrează în continuare pentru fiecare din noi, da? Și dacă vom crește orgoliu, că neapărat îl vom crește pentru că vom avea facilități mai mari, mai multe, mai, nu mai muncești, stai acasă, chestiile acestea, știi? Multe facilități. Și atunci crește orgoliu. Când crește orgoliu, omul devine mai rău. Și încă asta va trebui să suferă mai mult. Zice aici că și rău îi va merge. Rău îi va merge. Deci omul e orgolios. Rău îi va merge și răutatea faptelor sale pe el îl va ajunge și îl va distruge. Da? 12. Poporul meu este păstorit de nerozi și de dezmetici și cămătarii îi stăpânesc. Poporul meu, cârmâitorii tăi te rătăcesc și te răzlățesc de calea pe care să mergi. Uite ce frumos zice, nu? Da. Cămătarii îl stăpânesc. Deci băncile. Da. Cămăitorii tăi te rătăcesc, pe sunt conduși de bănci. Și te răzlățesc de calea pe care să mergi. Adică omul e vraște la cap, nu mai știe ce direcție să ia. O va lua întotdeauna direcția care îi va place lui cel mai mult. Deci plăcerile le va lua. Da. Da. Domnul se scoală la judecată și e gata să judece pe poporul său. Domnul începe judecata cu bătrânii și cu voievozii poporului său. Voi ați pustit via mea și prada luată de la cei sărmani se află în casele voastre. Pentru ce ați călcat în picioare pe poporul meu și ați zdrobit fără milă pe cei sărmani, zice Domnul Dumnezeu Savaot. Da, poporul meu este toată omenirea. Toată Pentru că omenirea. toți sunteți sfinți, toți sunteți fiii mei, mei. Da. Și mai zice Domnul, fiindcă fiicele Sionului sunt mândre și umblă țanțoșe și cu priviri galeșe și cu pași alintați și zângănind lănțujelele de la picioarele lor, Domnul va pleșuvi cosița fiicelor Sionului și va dezveli goliciunea lor. În ziua aceea va lua Domnul toate podoabele, inelele, sorii, lunișoarele, cerceii, brățările, vălurile, turbanele, lănțujelele de la picioare, brâiele, mirezmele, talismanele, inelele de pus în degete și în nări, veșmintele de sărbătoare, mantiile, șalurile, pungile, veșmintele de văl, cămășile, legăturile de pe frunt și tunicile. O clipă, deci observ exact ce discutam noi. Da. Aici se vorbește despre noua ordine mondială. Da. Glumim, Da. dar uite că se potrivește. Deci va lua Da. Domnul toate podoabele, da? Da. Inele, sori, cercei, brățări, pe toate. Da. Îmbrăcăminte, da? Miresme, talismani, inele, Da. veșminte și tunicile. 24. Atunci va fi în loc de miresme putreziciune și în loc de brâie frânghie și în loc de ocosițe împletite chelie și în loc de veșminte scumpe de porfiră sac și în loc de frumusețe semne făcute cu fierul roșu. Da, Deci, poate fi tatuajul acela, știi? da. Vitejii și Sionului vor cădea în ascuțișul sabiei și războinicii lui pe câmpul de război. O clipă, deci va fi războaie. Vezi ce frumos Da. zice, va fi războaie. Deci asta e o previziune, de Da. fapt. Și cei care se împotrivesc vor cădea în ascuțișul sabiei. Da. Porțile sale vor scârți și se vor jăli și jefuită ea va fi grămadă pe pământ. Deci tot ceea ce a agonisit omul va fi strâns de cineva, da? Da. Fi grămadă pe pământ. 4. Făgăduințe mesianice. În ziua aceea, 7 femei se vor agăța de un singur bărbat zicând, vom mânca pâinea noastră și vom purta veșmintele noastre. Nu cerem decât să purtăm numele tău. Ridică ocara noastră.
În ziua aceea va fi mlădița Domnului spre podoabă și spre slavă și roadele pământului spre mărirea și spre cinstea celor care vor fi scăpat de Israel. Rămășița Sionului și cei rămași cu viață din Ierusalim se vor chema sfinți și toți cei din Ierusalim înscriși în cartea, în cartea vieții. Uite aici e interesant, deci dacă scap de urgia asta care vine acum, da, te vei numi sfânt, pentru că îți dai seama, îți ia totul, te doboară la pământ și dacă nu te superi, te numești sfânt. Da. Și după ce Domnul va spăla necurăția fiicelor Sionului și va spăla sângele vărsat din mijlocul lui, prin duhul judecății și al pieirii, Deci, Domnul va vezi, se adresează femeilor. Da. Deci, femeile vor fi afectate foarte puternic și va duce prin duhul judecății și al pieirii. Deci, fiecare va fi judecat în parte, iar cel care rezistă și luptă va muri de sabie. Deci, va pieri. Da. Domnul va veni pe muntele Sionului și în adunările sale ca un nor de fum în timpul zilei, iar în noaptea ca o pară de foc pâlpâitor, căci peste tot locul slava Domnului va fi acoperământ. În timpul zilei umbră, care va apăra de căldură și adăpost împotriva furtunii și a ploii. Da, deci te va apăra Dumnezeu dacă mergi pe calea Lui. Da. Adică dacă te duci în jos și nu în sus. 5. Cinci. Parabola viei și înțelesul parabolei. Pedepse care stau să vie. Vreau să cânt un cântec al prietenului meu, un cântec al celui ce mi-e drag despre via sa. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoastă. El a săpat-o, a curățat-o de pietre și a sădit o coviță de bun soi. Clădit în mijlocul ei un turn, săpata și jerea și teasc. Și nădăjduia să facă struguri, dar i-a făcut lău ruscă. Și acum voi, locuitori al Ierusalimului și bărbații ai Iudeei, fiți judecători între mine și via mea. Ce ar mai fi fost de făcut la via mea și eu n-am făcut? Pentru ce atunci când nădăjduiam să-mi rodească struguri, mi-a rodit lău ruscă? Acum vă voi da pe față ce voi face cu via mea. Strica voi gardul ei ca să ajungă în loc de păscut. Dărâma voi zidul ei ca să o calce toți în picioare. Noi suntem via lui. Da, Romanius. da. Deci voi preface în pustietate. Nu va mai fi nici tăiată, nici săpată și vor pustii, năpădi o spinii și bălările. Și voi porunci și norilor să nu-și mai reverse ploaia peste ea. Dar via Domnului Savaot este neamul lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea sa dragă. El nădăjduia ca aceasta să fie un popor fără păcate, dar iată-l plin de sânge. Nădăjduita să-i rodească dreptate, dar iată fruntarea dreptății. Vai vouă care clădiți casă lângă casă și grămădiți țarini peste țarini, iau ce zice, până ce nu mai rămâne niciun loc, ca voi să fiți singuri stăpânitori în mijlocul țării. Urechile mele au auzit de asemenea acest jurământ al Domnului Sabaot. Jur că multe case mari și mărețe vor fi pustiite și vor rămâne fără țipenie de om în ele. Opa, opa, oprim. Uite ce ne face. Deci am intrat în blestem. Ce tare. Era și firesc, da. Ne-am ocupat cu locomia de viață și uite cum ne lovește. Da. Suntem în blestem acum. Nu să ne dea voie să ne apărăm. Aici e problema. Dacă până acum stăpânii lumii au considerat că populația poate fi scăzută prin războaie, pe nu știu ce, uite, acum va fi scăzută prin plăcere. Da? Îi se va da o stabilitate mai mare și stabilitatea asta îl va omorâ. Da. Păi zice la 8, vai vouă care clădiți casă lângă casă și grămădiți țarini peste țarini. Pământuri, da. Da. Până ce nu mai rămâne niciun loc. Că voi să fiți singuri stăpânitori în mijlocul țării. Jur că multe case mari și mărețe vor fi pustiite și vor rămâne fără țipenie de om în ele. Ce interesant. Da. Da? Uite, Isaia. Nu știi ce vremuri o să trăim, Marius. Până Eu mă spune uitam, totul aici. da, dar eu mă uitam luni în urmă
La ce crezi? Pe YouTube și la case de alea părăsite de sunt niște puștani care le tot vizitează și ți arată. Parcă zici că au fost oameni și nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Au rămas mobilate și cred că așa vom trăi. 10 pogoane de vie vor rodi un băț și un homer de sămânță numai UEFA. o efă. Ce e efă? Nu știu. Nu, cine știe, unde măsura. Vai de cei ce dis de dimineața aleargă după băuturi îmbătătoare și zăbovesc până noaptea târziu, înfierbântați de vin. Uite, vezi cum ne atacă. Deci plăcerile. Hai Da. să mergem la restaurant și pac. Și la ospețele lor răsună chitara, harfa, toba și flautul, dar faptele Domnului nu le iau în seamă și lucrările mâinilor sale nu le văd. Pentru aceasta poporul meu va fi dus în robie, fiindcă n-are nicio pătrundere. Fruntașii săi vor pieri de foame, iar gloata se va usca de sete. Deci vom fi duși în robie. Uite-te și tu. CBDC-ul. Nu? Da. 14. De aceea șeoulul și-a lărgit gura și și-a căscat fălcile peste măsură. Acolo se vor pogorâ alaiurile Sionului și vuietul lui și chiotele de veselie. Iată că iadul, deci, Dumnezeu a lărgit iadul special pentru ce va urma acum. Da. Și omul cel muritor se va încovoia și se va umili și ochii celor mândri se vor lăsa în jos. Uite, vezi? Se Da. vor fi umiliți, da. Dar Domnul Savaot este mare prin judecata sa și Dumnezeu cel Sfânt este sfânt prin dreptatea sa. Meii paște vor acolo ca în pășunile lor, iar prin paraginile palatelor, de altă dată vor paște caprele. Vai de cei ce își aduc pedeapsa cu funii groase ca de boi și trag păcatul ca de hulubele căruței. Ei zic, zorească Domnul, grăbească lucrarea sa ca să o vedem. Să vie și să adeverească planul Sfântului lui Israel ca să-l apucăm și noi. Vai de cei ce zic răului bine în binele și binelui rău, care schimbă lumina în întuneric și întunericul în lumină, de cei ce prefac amarul în dulce și dulcele în amar. Aici critică cel care unește contrariile. Unirea contrariilor este de fapt eliberare. Vezi, zice una bună, două rele. Da. Da. Vai de cei care sunt înțelepți în ochii lor și pricepuți după capul lor. Vai de cei voinici la băutul de vin și destoinici la amestecatul băuturilor îmbătătoare. De cei ce îndreptățesc pe cel fără de lege pentru un plocon și iau dreptatea celui drept. De aceea, precum para focului nimicește paiele și precum iarba uscată se mistuiește în flacără, tot așa rădăcina lor va fi ca putregaiul și odraslele lor vor fi spulberate ca vântul, fiindcă au Capraful, călcat capraful, capraful. ca praful, fiindcă au călcat legea Domnului Savaot și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Ne oprim puțin aici. Aici consideră că răul este rău, dar răul ăsta care ne vine din față este de fapt salvarea sufletului nostru. Da. Și sigur, asta problema este că îi punem etichetă negativă la ceea ce de fapt ne salvează sufletul. Da. Într-adevăr, pentru ego pare mistuitor, da? Chinuitor, flacără, nu știu ce, dar pentru suflet este de fapt salvare. Și este o acuzație a lui Dumnezeu de se neagă faptul că Dumnezeu vine sub formă negativă. Este principalul lucru care nu poate fi acceptat de oameni. Cu toate că scrie în Vechiul Testament, în cartea lui Iov, explică. Și până atunci îl arată în diferite poziții, că este și faraon, este și Moise, el face acțiunea, el face gândul, el este și mâna vrăjmașului. Deci, nu poate fi, Dumnezeu nu poate fi scos din creație, că nu există ceva în lumea aceasta care să nu fie el, nu poate să fie anulat. Anularea lui Dumnezeu înseamnă diabolizare. Deci, momentul în care a fost pus un numai peste decât ceilalți, și preotul a preluat împărțirea în bine și rău, este cel care este deținătorul binelui, adică deținătorul calităților noastre divine, am fost pus în afară, noi am devenit păcătoși.
Și atunci am devenit ființe întunecate. Deci n-au făcut o mare chestie, decât ți-a luat, a zis, voi sunteți răi, ți-a luat calitățile divine, că nu există, nu poți să spui soarele de iubire care este și într-un ciung, și într-un bețiv, și într-un trădător, și nu poți să spui că este rău, nu poți, că e soarele de iubire care ia diferite roluri cu ceva ce este noi. Deci nu există nimic din față care să fie rău. Dar dacă zici că este rău, i-ai luat puterea omului și i-ai luat conștiința faptului că este o ființă divină. Și atunci l-ai coborât și l-ai făcut o ființă întunecată și l-ai făcut diavol. Și asta se numește diabolizare. Deci când s-a pus un om mai presus decât ceilalți, omenirea s-a diabolizat. În modul acesta, el a devenit ego. Și ego ce a făcut? A pus materia pe primul plan, el s-a preocupat numai de binele propriu și a apărut conflictul acesta pentru că în momentul în care se depășește necesitatea, singur vei chema, sufletul va chema forțele cerului să te doboare. Și este drept ce să... Deci nu poți să spui că este ceva nedrept. Nu, este datorită absolutizărilor noastre. Cu omul care i s-au luat calitățile divine, el a început să absolutizeze virtuți, idealuri, reguli, principii, da, și morală. Când l-a pus pe ăsta pe primul plan, el n-a mai putut să iubească, a pierdut iubirea lui Dumnezeu. Da, deci a fost diabolizat. Când se neagă calitățile noastre divine, devenim diavol. Și nici nu mai Da. știi, nici nu le trece prin cap. Adică cum o să zică fiecare din noi? Adică cum să fiu ca suflet? Asta însemna să mă las tot timpul înfrânt? Să mă las exploatat de omul din fața noastră? Și noi nu ne gândim că noi datorăm viața acestei supuneri, Da. robii. Deci Dumnezeu este robul nostru, tot ce este natură este robul nostru, se oferă pe sine aerul, apa, soarele, totul se oferă, pământul, totul se oferă. Că dacă pământul nu s-ar oferi, noi n-am avea ce să mâncăm. Da? Și noi zicem, a, este o rușine să fiu sclavul tuturor, să fiu o cârpă, nu se poate așa ceva. Da? Dar aici ei zic, de fapt, ce vai de cei, așa mă gândesc eu, poate zic de asta, vai de cei ce zic răului bine, faptul că acum toată lumea, tot ce face lipirea asta și ei zic că e bine. Au inversat ei deja. Ei zic că să nu unești contrariile, să vezi lucrurile diferite, adică împărțite în bine și rău. Și Da. absolutizează împărțirea. Păi cum adică? Dacă Da. absolutizezi împărțirea, atunci devii diavol. Deci zice niște lucruri bune la început, așa, îi zică, îi explică noua ordine mondială și după aceea, pac, o dă, că am mai făcut asta odată cu Iacob. Da. O dă pe invers. 25. Drept aceea, mânia Domnului s-a aprins împotriva poporului său. El și-a întins mâna sa și l-a lovit. Munții s-au clătinat și hoiturile lor au fost ca gunoiul pe cale. Cu toate acestea, mânia lui nu se domolește și mâna lui stă mereu întinsă. El va ridica steagul pentru un norod de departe și îl va chema de la capătul pământului. Iată-l că se zorește și vine în toată graba. Niciunul dintre oamenii lor nu rămâne pe urmă, nici nu este zăbafnic, nici nu doarme, nici nu ațipește. Ei nu leapă de chimirele lor și încălțămintea lor nu o dezleagă. Săgețile lor sunt ascuțite și toate arcurile stau gata să tragă. Copitele cailor sunt la fel cu cremenea și roatele carelor sunt ca o furtună. Când strigă, strigătul lor este răcnetul leului. Ca puii de leu adulmecă prada și răcnesc și oprind și otărăsc și nimeni nu poate să o scape din gura lor. În vremea aceea, fiva împotriva lor, împotriva lui un urlet ca urletul mării. Toți vor arunca privirea la pământ și iată, întuneric și strâmtorare. Lumina se va întuneca întocmai ca noaptea, fără să se mai reverse zorile. Ce interesant, este până și acoperirea luminii soarelui e descrisă aici, nu? Da. Ce interesant. Se pare că va dura 3 zile, nu? Cât ne vor ține în întuneric. Nu știu, vedem. Da. Interesant. Ne oprim aici. Da. Bine că am reușit să facem și puțin din... Hai că poate promite Isaia să fie mai alert, așa cumva. Da, să sperăm. Da. Bun, mulțumim frumos, zi frumoasă. Mulțumesc și eu, o zi bună!